Prin București era o doamnă blondă, sexy ca în povești. Avea un mers sofisticat, ea defila. Te-ntreb cine era, era ministrul la turism. Și într-o zi s-a dus să vadă printr-un sat cât a plouat. Și văzând apa câtă e, s-a înduioșat. A realizat că viața nu e simplă ca la bloc. Și a decis să dea pantofii cu toc. Să fie toți cocheți așa cum este ea. Mi-am luat o poșetă pe cea mai cochetă din Paris. Iar mi-am luat și ghete cele mai cochete din Paris. Când văd magazinele iau la rând, mi-au și din New York din când în când. Lumea se amuză fiindcă e o frunză, logo am ales. În PDL ea este blonda de la drept și a fost mereu. Aceeași nuții plină de entuziasm, ce câteodată pe un cal o vezi ca-n bazm. La cât un târg sau pe la cât un festival se duce ea, în haine Gucci, Prada, Dolce o poți vedea. Ea e feblețea unui marinar și de-asta zic că așadar ar da orice să fie în curând și ea primar. Dar în parcarea ei încape doar cucur.